Nu, treaba cu femeia, spre mine, femeia care e pe de unică folosință. Vă prezentăm acum un interviu pe care colegii de la Exclusiv VIP l-au făcut cu Cătălin Botezatu. Cum îi mor lăudătorii, cum se laudă cu gagici. Poate am văzut că ești așa pornit împotriva femeilor. Ce se întâmplă? De ce? Nu, eu pentru femeie eram. Deci erai pentru. Eram pentru, spuneam pentru ăștia care sunt cu buzunarele cu sute și nu vor să dea nimic la bărbați, la bărbați sau la femei. Care era treaba cu femeia aspirină? Nu, treaba cu femeia aspirină e femeia care e pe de unică folosință, o seară sau pentru toată lumea. Nu, vorbeam de femei că spuneam la un moment dat că dacă ești cuplat cu o femeie, că e amantă, că e soție, că e ce vrei tu. Dacă nu investești în ea, ea devine fără doar și poate în timp cartea de vizită. Și dacă tu când ești cu ea în societate, ea nu arată bine săracă, e îmbrăcată urâtă, nu-i dai acea verticalitate și putere pe care tu o ai, vei fi tu catalogat prost. Și atunci normal că trebuie să investești. Și femeia nu va fi catalogată ca o femeie materialistă. Oricum toate femeile au acel... vor. Pentru că văd la prietena ei pe Instagram și normal că eu tot timpul din asta o nebunie, o competiție, dar merge. Dragă Bote, tocmai ai descris femeia sugativă, nu aspirină, ca să vorbim aceeași limbă. Și te anunțăm că tocmai ce ți-ai dat foc la valiză în fața feministelor. Ah, pardon, că astea nu mai sunt la modă. În fața LGBT-istelor. Aoleu, stai, nu, că nici astea nu mai sunt la modă. Ți-ai dat foc la valiză în fața non-binarilor. Iubăreț, am înțeles. Nu iubăresc, că sunt foarte pasionat și sunt foarte sexual. Mie, acum mă laud singur, știți, am început de alea. Nu mă laud, dar mie, persoana de lângă mine trebuie să-i placă să facă dragoste sau dacă nu e pe love, e așa, să facă nene, am zis. Și ai crești îndrăgostit? Mă îndrăgostesc, da? Îmi place cineva. 4 luni. Maxim 5. După care, ca să nu se întâmple ceva, să ne despărțim, să sufere, să mă lase ea, pac, s-a terminat. Mă întreabă de ce? De aia. Uite așa. Ormă stau, găsesc pe altcineva, nu contează că stau. Iară. Mă îndrăgostesc. 4-5 luni. Pac. Viața e frumoasă, trebuie trăită. Nu trebuie să fie monotonă. După cum ați aflat, ăsta este standardul pentru o relație modernă. 4 luni maxim. Pentru că viața e frumoasă și trebuie trăită. Ce nu-ți place niciodată la o femeie? O femeie îngălată, bine, prostia și să dăm atât de multe, scuzați. Dar nu, nu-mi place, sunt bune și asta mai prostuți, așa că e bine. Le manipulez, faci ce vrei, nu contează. Dar astea, cum spun eu, alfa puternice, sunt periculoase, trebuie să le domini rău. Îți mișto, mie îmi plac, știi? Pentru că sunt foarte multe femei alfa care împat, pe urmă devin pisici. Și dacă vezi că le îmblânzești alfa și în pat, chiar dacă ele sunt în continuare și în intimitate, nu în pat neapărat, alfa vor spune ce dracu cu papagalul ăsta lângă mine. Deci nu, îmi plac femeile puternice. Am avea noi un comentariu vis-a-vis de femeile care îți plac ție, dar se supără ceneaul pe noi. Mai bine să apelăm la inteligența lui Bote, că dacă nici el nu știe ce zice, poate doar Ilie Năstase să ne mai poată scoate din impas cu ale lui 50.000 de partenere. Cea mai urâtă, deși nu există femei urâte, există bărbați tâmpiți. Cea mai puțin frumoasă femeie, să zicem urâtă, va face cel mai mișto în pat. Pentru că astea frumoase toate sunt țispițiți, trebuie să stai tu să lucrezi acolo în ca nebun. Alea care sunt conștiente că sunt atât de frumoase, vor da tot din ele, așa că alegeți-vă femei mai puțin frumoase, ca dacă vreți să vă simțiți bine. Da, fratele meu alb, Cătălin Botezatu, frate, nu există femei urâte, ci doar femei neiubite. Deci o femeie cu adevărat iubită strălucește. Așa e și apropo, vreau să vă uitați un pic la mine. Ia să vedeți cum strălucesc? Aproape că vorbesc, nu-i așa? Hai, bine, tate.